până la 233, mai sunt multe voturi lipsă. Bun. Din punctul meu de vedere, în acest moment, opoziția, completat eventual cu noi, eventual cu o parte de minorități, n-are șansă să dărâmă guvernul. Am discutat un pic și despre dacă ar fi, ce s-ar întâmpla după. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban de ieșire dintr-o situație care, eventual, după căderea guvernului, ar trebui rezolvate. Și cu asta am și terminat discuția. Nu am discutat despre programul de guvernare, nu am discutat despre miniștri, nu am discutat despre persoana primului ministru, nu am discutat despre ce ar trebui să facă cei care vrea să înlocuiască guvernul actual. Deci, din acest punct de vedere, sigur, toate calculele duc spre un singur rezultat. În acest moment, cei care au inițiat moțiunea de cenzură nu au voturile necesare pentru a dărâma guvernul. Fără PSD, fără ALDE, fără ruperea coaliției, nu se poate dărâma, indiferent cine ce spune, fiindcă cifrele nu te mint, cifrele sunt extrem de simple și extrem de simplu e de făcut un calcul. Bun, noi vom continua discuțiile și în lunile care urmează, fiindcă până la urmă e corect să discuți, dar nu am putut să dau un răspuns, fiindcă noi mâine dimineață luăm o decizie. Mâine dimineață avem grupurile reunite și acolo vom vota, cum bine știți, am anunțat de ieri. Până când un guvern are o majoritate, indiferent ce cred eu, va rămâne. Dar nu va avea majoritate, nu eu asigur majoritatea guvernului, cum bine știți și dumneavoastră. În acest moment, PSD și ALDE asigură majoritate pentru acest guvern. Niciun guvern nu este de neînlocuit. Deci, de fiecare dată se poate găsi un guvern mai bun. Dumneavoastră sunteți mulți. Lucruri cu care sunt nemulțumit, de exemplu, ministrul transporturilor și declarațiile legate de autostrăzi, și sunt anumite chestiuni de care sunt mulțumit. De exemplu, Negrescu cum gestionează ce are de gestionat legat de anul viitor și mai ales de președinția Uniunii. Și sunt multe, multe alte aspecte cu care sunt mulțumit și multe alte aspecte de care nu sunt mulțumit. Niciodată nu a existat un guvern, nici din care am făcut eu parte, cu care am fost mulțumit 100%. V-au cerut să respingeți această moțiune de cenzură? Nu, nu, nu. Deci nu au cerut nici să respingem, nici să votăm, deci nu au avut nicio solicitare. Deci în înțelegerea noastră nici nu există nicio trimitere la moțiune de cenzură. Mă refer la acordul nostru de colaborare parlamentară. Dar așa cum ei asigură majoritate, nici nu au nevoie de acest sprijin pentru a respinge moțiunea de cenzură. Deci n-am avut astfel de discuții cu ei. Mâine dimineață noi vom stabili ce e de făcut. Pe mine mă interesează de fiecare dată ce se întâmplă a doua zi, nu ce se întâmplă în ziua votului, ce se întâmplă a doua zi cu societatea românească, cu țara. Noi de fiecare dată, înainte de moțiune de cenzură, discutăm conform statutului nostru în grupurile parlamentare. Cu votul majorității stabilim calea de urmat. Votăm moțiunea, nu votăm moțiunea și așa mai departe. Moțiunea de cenzură nu este un exercițiu unde faci ce vrei. Dacă va exista o majoritate pentru o anumită direcție, atunci noi vom respecta fiecare dintre noi, și senatorii și deputații. Așa facem de 28 de ani. Altfel, lași impresia, cum au făcut unii și la Senat și la Cameră și săptămâna trecută, că habar n-au în ce direcție vor să meargă. 151 de semnături pe moțiunea de cenzură nu sunt suficiente pentru a schimba guvernul. Nu suntem interesați de guvernare, nici cu PSD, nici cu PNL.